Astăzi este despre puterea pe care alegi să o dai altora asupra ta. Și aici vorbesc de diferite categorii de persoane cu care e posibil să fii interacționat, de la astrologi, la tot felul de cititori în spațiu energetic, prezicători ai viitorului și așa mai departe. Și te invit să fii atent la povestea pe care tu o creezi, despre ce zice altcineva despre viața ta. Și doar să devii conștient pentru o clipă că ai o alegere de făcut. Dacă cineva spune ceva despre tine, că ceva o să ți se întâmple, te rog frumos să-ți fie clar că acel lucru se întâmplă dacă tu alegi să crezi povestea respectivă. Și în momentul în care ai crezut povestea respectivă, acela e momentul în care ai dat încrederea ta și libertatea ta de a alege în mâinile altcuiva. Încrederea ta în destinul tău, în capacitatea ta de a construi ceea ce îți dorești, în mâinile altcuiva. Nu vreau sub nicio formă să spun de rău sau să-i defăimez pe cei care au asemenea abilități să-ți prezică viitorul sau să spună ce urmează să ți se întâmple. Este vorba doar despre asumarea responsabilității tale asupra vieții tale. Dacă cineva din afară vine și îți spune că o să ți se întâmple X sau Y lucru, pozitiv sau negativ, oricare ar fi el, și tu crezi povestea care ți se spune, ai dat puterea din mâna ta asupra altora, asupra destinului tău în mâinile altora. La fel se întâmplă și cu felul în care te lași definit de ceilalți. În momentul în care cineva îți spune, tu poți sau să nu poți să faci un lucru, ai dat puterea din mâinile tale, asupra vieții tale, în mâinile altcuiva. În momentul în care vine cineva și spune, ești așa și lupți cu acea etichetă, ai dat puterea din mâinile tale, în mâinile altcuiva. Vreau să-ți spun un lucru care l-am auzit și care mi se pare foarte fain și care poate să aducă echilibru. Orice predicție valorează și durează 24 de ore. După 24 de ore, în realitatea ta, lucrurile se pot schimba și poți să ai peste 24 de ore o cu totul altă energie decât ai avut înainte și viața ta poate să arate altfel. Dar în momentul în care ai crezut ceva ce spune altcineva despre tine, lucrurile acelea se materializează prin faptul că tu l-ai crezut și tu i-ai dat putere acelui lucru asupra ta. Mai mult, fii atent ale cui povești de viață le crezi. Am doi mentori de la care am învățat. Am mai mulți, dar doi care mi-au impactat viața cu într-un mod deosebit și puternic. Unul dintre ei este ca un lup singuratic, trăiește singur, nu are o relație extraordinară cu copiii și are o viață destul de monotonă și liniară, din punctul meu de vedere. Nu vorbesc despre reușitele lui profesionale, care sunt fără dubiu extraordinare. Celălalt mentor are o viață de familie foarte frumoasă. Alocă timp pentru relația cu copiii lui, alocă timp pentru relația cu soția lui. Are o viață frumoasă, colorată, împlinită atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Povestea de viață pe care o spune fiecare dintre acești mentori și filozofia pe care o spune fiecare dintre acești mentori, pe care o are fiecare din acești mentori, vine cu un impact deosebit asupra vieții persoanei care alege să urmărească mentorul respectiv. Până în cele mai mici detalii. Dacă aș cumpăra exclusiv povestea primului mentor de care ți-aș povesti, relația cu Elena nu ar fi așa de extraordinară cum este și relația cu Ștefan ar fi la limita imposibilului. Dacă cumpăr filozofia de viață și cred filozofia de viață, adică îi dau putere asupra mea, acelui de-al doilea mentor, pot să am și viață personală și viață profesională într-un mod extraordinar de împlinitor. De aceea, foarte mare atenție la puterea și încrederea pe care o dați inclusiv mentorilor pe care îi urmați. Au ei viața așa cum v-ați dori voi să o împliniți? Valorile voastre se regăsesc în felul în care ei își trăiesc viața? Pentru că dacă cumperi filosofia de viață a unui mentor, cumperi la pachet cu tot ce vine aceasta,
cu felul în care își definește relațiile, cu felul în care își trăiește viața de familie, cu felul în care are grijă de sănătatea lui și așa mai departe. Și mare atenție la cui dai putere să intre în mintea ta și să lucreze în mintea ta. Cui creezi spațiu și care e filozofia de viață pe care o cumperi. Așa că lasă-mi, te rog frumos, un mesaj legat de, sau un comentariu legat de cui crezi tu că i-ai dat putere asupra existenței tale când ai crezut povestea lor despre tine. Te îmbrățișez, să ai un weekend fabulos și să te gândești la cui dai puterea ta asupra vieții tale.